Bună! Salutăm! Cristian și Nușa, din nou împreună cu voi. Astăzi ne-am gândit să... Eu, de fapt, am rugat-o pe Nușa. Știu câte ceva și despre cazurile și despre preocupările și despre cartea pe care a scris-o. Și cred că este foarte interesant și pentru voi să ne spună câteva cuvinte despre încredere și trădare. Nușa, poți să ne spui pentru început, în câteva cuvinte, ce ar fi încrederea? Încrederea este un scenariu pe care eu îl fac. Că un eveniment, o situație, se va desfășura conform acelui scenariu pe care eu îl proiectez în viitor. De exemplu, vin la tine la curs și mă aștept să primesc niște instrumente cu care să fac ABC. Dacă instrumentele pe care tu mi le dai nu mi împlinesc așteptările, atunci eu să zic, pe bune, de ce m-am dus la acel curs? Excelent. La fel, la o întâlnire. Mă întâlnesc cu prietena cu tare să vedem un film. Dacă ea e supărată, are o problemă și nu putem să mergem la film, că femeia nu e în situația să meargă la film, eu voi fi dezamăgită. Pentru că eu m-am așteptat să merg cu ea la film. Corect. Și atunci... cumva, într-un fel, poate uneori mult mai subtil decât ne putem imagina, încrederea mea în acel eveniment, în acea situație, a fost trădată. Deja ne-ai spus câte ceva și despre trădare. Știu că poate sunt greu de separat cele două realități, dar ce altceva ne mai spune despre trădare? Trădarea. Trădarea vine în momentul în care eu pun presiune pe cineva să facă lucrurile exact așa cum le văd eu, după modelul meu, după algoritmul meu. De exemplu, dacă eu cred că o anumită situație e necesar să fie rezolvată întâi pasul 1, apoi pasul 2, apoi pasul 3 și eu insist ca lucrurile să fie făcute doar așa, pasul 1, pasul 2, pasul 3, dar tu ai un alt mod de a aborda situația și zici, bă, nu-i chiar așa, ar fi mult mai bine să fac întâi pasul 2, apoi pasul 1 și apoi pasul 3. Eu, punând presiune pe tine, tu considerând că mai bine este pasul 2, 1, 3, la un moment dat zici, ok, las-o în durerea ei și vei face după modelul tău. Și vei face pasul 2, pasul 1, pasul 3. Ce se va întâmpla cu mine? Zic, aaa! N-ai făcut ca mine. M-ai dezamăgit. Și m-ai de aici trădarea. Și de aici sentimentul că ție nu-ți pasă, nu te interesează și faci ca tine. Asta este excelent și mă bucur că am prins din prima fix miezul problemei, în ce fel încrederea, un anumit gen de încredere, generează, cere, produce, asigură trădarea. Acea încredere și acea presiune pe care o pun că eu sunt deținătorul adevărului universal și doar modul în care eu văd lucrurile este cel sănătos, corect și absolut depus în practică. Aici mai am o întrebare, scuză-mă că te întrerup. Ideea de așteptare. Am văzut foarte multe chestii pe net, ceva de genul ca să nu fii dezamăgit, să nu fii trădat, mai bine să n-ai nicio așteptare. Eu cred că asta este o abordare defectă. Este o aberație, da. Pentru că în firea umană stă să avem așteptări. Adică acele scenarii pe care noi le facem vis-a-vis de viitor, de cum trebuie să decurgă întâlnirea, cum vreau eu să fie făcute lucrurile, sunt firești și naturale pentru orice individ. Dar e necesar să luăm în calcul acea parte de care, de exemplu, în metafizica chineză se numește norocul cerului. Acea parte de surpriză, care este un procent, să zicem, cam de o treime din ceea ce se întâmplă. Deci există acea surpriză care vine din partea existenței. Intervine ceva, nu știu, îmi rup un picior, vine ploaia, e un și lucrurile nu se desfășoară așa cum mi-am pus eu scenariul. Sau poate că celălalt om are și el scenariul lui și exact. Mă gândesc că are și el dreptul la scenariul său și la fel o intervenție cu dreptul meu de a avea scenariul exact. Meu. Și în momentul în care eu las acel procent, un procent oarecare de neprevăzut în așteptarea mea vis-a-vis de viitor, în așteptarea mea vis-a-vis de acțiunea celuilalt, atunci
nu mai atrag trădarea, nu mai pun acea presiune și îmi dau mie voie să gestionez acel neprevăzut care vine. Pentru că dacă lucrurile nu se întâmplă conform scenariului meu, se întâmplă altfel, nu mai sunt prinsă cu chiloții în vine. Sunt pregătită. E altfel. Ce fac? Păi nu știu. Hai să vedem. Ce resurse am? Cum fac? Cum mă descurc? Deci îmi dau voie și îmi dau posibilitatea acelui neprevăzut. Ca lucrurile se desfășoare nu neapărat cum vreau eu. Ce mi se pare mie tare de tot, că abordând în modul ăsta sănătos, îmi dau voie, sunt fix cuvintele tale, îmi dau voie și mi-asigur posibilitatea de a gestiona neprevăzutul. Exact, exact. Și de aici vine cantitatea mică de trădare, pentru că eu acord vieții, acord celuilalt posibilitatea să aibă o altă viziune despre lume, despre viață, despre situația respectivă, despre modul de a soluționa situația respectivă altul decât al meu. Și atunci intervine acel neprevăzut cu care eu pot să mă iert mai departe, pot să-l duc și pot să-l gestionez și nu mă mai simt trădată, doar accept că celălalt este diferit în unicitatea lui și pur și simplu merg mai departe. Deci, acceptați că în orice vă doriți și orice scenariu faceți, poate interveni o cantitate oarecare mai mică sau mai mare de neprevăzut și șansa de a fi trădat, șansa de a vă simți bine, șansa de a fi trădat scade, șansa de a vă simți bine crește și va fi din ce în ce mai bine. Nu așa, cei care ne urmăresc, cred că s-au obișnuit ca la fiecare intervenție de a noastră să aibă și ceva de făcut, un exercițiu, o înțelegere, o experiență. Pentru cei care ne urmăresc și ar vrea să facă ceva chiar acum, da, care ar fi o astfel de recomandare? O recomandare este să vă gândiți la câteva momente, primele care vă vin în cap, în care ați simțit trădați, în care v-ați simțit înșelați, când v-a fost înșelată încrederea. Și gândiți-vă ce ați așteptat, ce presiune ați pus pe celălalt, cum ați proiectat voi acel viitor că se va întâmpla. Și trageți învățăturile de rigoare, dați-vă voie pe viitor să-i lăsați și celuilalt spațiu de manevră, nu să-l încadrați și să-l băgați cu lingurița în modelul vostru strâmt. Dați-i posibilitatea să fie el. Eu îți mulțumesc tare mult și îți mulțumesc în numele meu și în numele celor care ne urmăresc și sunt sigur că astăzi am învățat ceva foarte mișto, important, despre încredere și cum ea poate să atragă trădarea, dacă nu o înțelegem, cu toate valențele sale. Îți mulțumesc încă o dată. Cu mare drag, oricând. Și vă salutăm. La revedere. Vă dorim o zi frumoasă. O zi minunată.